Sebastian și doamna Elvira au părăsit casa mireasa sâmbătă, fiind urmați la scurt timp de Andreea. Dar plecarea lor nu a lăsat tristețea să se instaleze, căci la scurt timp un eveniment neașteptat. Du-te de aici. Ce mai faci cu viața ta? Mă rog, nu am trebuit să declar un cuplu, nu știu cum să zic. Și acum vine întrebarea. Valentin, Alina, sunteți un cuplu? Da. Păi așa, cum o cheamă de familie? Cum trece pe numele lui, ce să mă... Da. Ai văzut că veni momentul. Da. Hai să mai bea și o gură de apă, că... Nu bea ca să-ți rămână gustul. Alina părea să aibă nevoie de puțin mai mult timp să asimileze ceea ce tocmai i se întâmplase. Adios, Chior! Asta am vrut să facă, de fapt. Aștepta să intre fata nouă, să vadă dacă îi convine sau nu. Și băiatul nu l-a mai așteptat, a zis că, bă, n-are rost. Dacă îmi face ca la Leo și fuge în verde, tot îți reproșează. Că nu te-ai așezat în spatele lui. Te așteptai? Nu. Cum ești? Cred că n-a apucat să... Nu, n-a avut reacție. Stai un pic, încă nu realizează, cred că nu. Lăsați-o ușor. Ieri te-am întrebat de ce nu. Păi că încă tatonăm terenul. N-a tatonare! Jap direct. Jap. Nici câr, nici măr. Nu mai ai nici ruj pe buze, nici fond de ten. Gata, s-a dus. Măcar să vă bucurați din moment. Lasă că acum stăm, analizăm, ne gândim. Oare e cuplu, da sau nu? Nu vă gândiți că ce, dacă a fost un sărun, eu căsătorie. Da, corect. Oribil. Ce ați ținut atât? Mama, da, na. Gata, s-a dus și așa, asta a fost. Păi nu, când cade Sara, e scandal? Da, și trebuie aruncat în spate. Ia, Sara. Ia, da, și dăm tot. Așa se face. Dă-ți-o și lui atunci. Nici eu nu vreau să... Și poate că pe celelalte fete gestul cu Sara le-a protejat. Dar pentru Alina, seara a început cu mici contradicții. Da. Da, stai? Da. Da, de ce? De ce? Deci, zi-mi și mie, de ce mă întreb dacă tu știi? De ce vrei neapărat să... Eu ai zis că bucurința ei, e ochițiorii ei, de frumusețe, doamne, doamne, ai, doamne, doamne, cum va să o întreb ceva, să nu o atingă, nu știu care, eu trebuie să fiu ghițitorul din nou, doamne, doamne. Nu ești ghițitorul, dar știu ce. Nu mă mai strânge, că deja... Mă doare. Alo. Uite ce figură. Mă duc să fumez o țigară. Nu, dacă te aștept. Păi du-te dacă vrei. Nu, eu stăteam aici ca să vorbesc cu tine. Dacă vrei să te duci, mă duc să fumez o țigară. Era cineva în întors și nu te-aș să simtă prost. Ce ai, baby? Dorm în ochi. Nu mai vreau niciodată să dorm pe tine. Să fii ultima imagine din ochi, mi vrei? Uite, vezi, glumele astea proaste pe care doamne, le faci doamne, tu continuu, nu se dau, da? Și după aia lumea zice că eu sunt aia nebună, bang, că eu nu am încredere în tine, de ce? De ce? Că tu faci glume proaste de aia. Ia, acum oare să dă? Bă, ce mai nebun! Stai cum faci? Că-ți plec o strunceană de mă când ne-ncă. Când încerci să te-ai încruntată și te trădează o strunceană, știi, o porceană de nu, dar acum pe bun. Mă enervez dacă mă faci glumele astea proaste. Hai să te dansezi, atunci mă duc și eu. Hai și eu să dansez. Hai fugi. Repejor, da? Da, acum. Unde? Să dansezi. Cu cine? Cu cine vrei tu, ți-am am să dansezi. Am lăsat așa necunoștință de cauză. Și cu cât insista Valentin mai mult, cu atât creștea disconfortul Alinei. După aceea ești dinții jurii tăi. După aceea ești buza ta de jos. Am zis. Să prești bairam sus.
Uite, hai dite că deja mă enervez și nu mai. Valentin i-a urmat indicația până la urmă și a plecat să ia ceva din cameră, dar s-a întors pe terasă unde Alina era luată în vizor de Perneș. Eu ar supi, dragă. Simt tensiunea că mă urcă în ceafă și... De ce ai pățit? Că te cunosc. E claro. Supărarea când îmi vine. Da, ai grijă și tu unde calci. Greierașul meu ușor. Doamne, ferească-mă Dumnezeule, dar tu chiar nu vrei... Tu chiar nu vrei să fii iubita mea? Tu chiar ești supărată și nu vrei să fii iubita mea? Nu sunt supărată. Nu ești supărată? Gata, mi-a trecut acum, te-ai pus în genunchi, vrei să fii supărată? Toate, așa prăfăită vrei să fii iubita mea? N-am auzit! Ei! Ai zis? N-am auzit! Da, vreau să fiu iubita, da. În cinstea mea și a Sabrinei. Dați-vă mai încolo, să-mi iau și eu bărbatul meu. Acum faceți în loc, acum faceți. Da, 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 ce că să-mi iau bărbatul și până acum ce la un pic nu stă în soarele Sabrinei. Merge, baby. Merită să fii zi proprie. Merită zi, aia zicea. Merită, merită. O și văd acum acolo nu m-a supărat. Eu să văd ce mi-a dat, aduc cheile de la casă, cheile de la mașină, contractul pe viață și aia. După ce am făcut. După-i fericită, nu? Știți cum e? Mai... Eu îmi fac datoria și întreb. Alina, Valentin. Cu înainte asta. Sunteți un cuplu? Da, o să aștept? Da. Eu ți-am răspuns, da. 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 Rog, întrebarea mea era doar demonstrativă, că până la urmă am văzut cu toții că ai și cerut-o de iubită, ca să zic așa, și... Dar știi cum a fost sărutul ăla? Ai dat și ai fugit. Afară, după ce am cerut? Nu. Aici, a, primul sărut. Deci ai sărutat-o și v-ați despărțit, unul s-a dus într-o parte, unul în cealaltă parte, ziceai că te supărați. La... Se închideau ușile. Așa ai zis, acum sau niciodată. Să aibă timp să o gândească. Dar ce ți-a venit așa? Era supărată pe mine din nou. M-a mai împupat, da? O să pup doar când e supărată? Nu, eram în perioada aia de tachinare, tatonare și zic că asta e ultima, gata, nu mai merge. Nu mai lungim coarda, că nu e... Dar Alina, tu ce dubii mai ai, Doamne iartă-mă? Mai ai dubii? Gata, nu mai am. Nu mai. Eu cred că de fapt doar făceai. Nu mai are curaj să zică. Eu zic să nu mai, că nu mai are. Tu ce faci? Cu cine ții? Văd. Da, știi ce? N-am putut să nu remarc, mă rog, hai să nu îl facem să se simtă chiar și pe ochișori, și pe urât, așa. Da, așa, așa drăgăstos și așa romanțat și așa. Nu te-am văzut niciodată de când... Știți cum, doamnelor, toate într-un, așa, tu, să nu te de ochi. Să rămâi așa, că nu e rău. Mulțumesc. Bun. Așa o să și rămână, să știți. Poftim? Așa o să și rămână. Așa o să și rămână. Sunteți mulțumită? Da. Bine. Asta... Sup. Dacă toată lumea e mulțumită, avem deja al cincilea cuplu din casa Mireasa. Mi se pare că totul e bine așa, totul se întâmplă bine. Bravo. Bun, hai să traversăm și în partea asta, la altă, pentru că...